Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Fetele sunt în delir. Un nou concurent își va face apariția în casa lor. O nouă ediție incendiară are loc, un nou concurent intră Casa Iubirii, surpriză de proporții pentru fetele din Casa Iubirii. Fetele din Casa Iubirii vor fi uluite de apariția unui nou concurent. Iată ce reacții va stârni noul mascul în rândul tinerelor. Rămâne de văzut ce reacții va stârni noul concurent în rândul fetelor, dar și al băieților. De asemenea, în ediția de luni, 19 februarie, vom afla dacă masculul are vreo preferință în ceea ce le privește pe domnișoarele din competiție. Fanii show-ului matrimonial Casa Iubirii vor avea parte de momente palpitante în această zi. Mai mult, în ediția de duminică, Laurențiu a părăsit Casa Iubirii, tânărul nu a reușit să se apropie de nicio fată din competiție. Cu toate acestea, în prima ediție a săptămânii, un nou concurent va păși în competiție, iar fetele din Casa Iubirii se vor bucura de toată atenția bărbatului. Duminică, 18 februarie, concurenții au avut parte de o gală de-a dreptul incendiară, în care tensiunile au fost la cote maxime, având în vedere neînțelegerile dintre ei. Luni, telespectatorii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o nouă ediție incendiară și plină de surprize. Concurenții din Casa Iubirii, sezonul 3, au parte în fiecare ediție de noi provocări, momente de senzație, dar și răsturnări spectaculoase de situație. Dacă în gala de duminică au curs lacrimi pe fețele concurentelor, în ediția de luni, acestea vor fi cu zâmbetul pe buze. Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Unii dintre concurenții Casei Iubirii nu au apucat să prindă cum stă treaba în Casa Iubirii, așa că rând pe rând se eliberează din concurenții Casei Iubirii, dar bineînțeles că nu vor pleca cei vechi, vor pleca concurenții noi. Cei vechi sunt bine puși pe a rămâne cât mai mult, se pare că aceștia fac strategii grele și sunt tabere împărțite. Aceștia câștigă bani frumoși din reclama gratuită făcută de Casa Iubirii, aceștia câștigând mii de euro din TikTok, dar și alte rețele sociale. Chiar Patrick a recunoscut sâmbătă Giuliei că după ce a ieșit cu câteva fete a bubuit pe TikTok. Și ceilalți concurenți vechi stau bine pe canapea, cazare gratis și mâncare din plin. Urmează o eliminare la care nimeni nu s-ar fi așteptat, va fi în gala din această duminică. Surpriză mare, concurentul care va fi eliminat în gală va fi Laurențiu. După tot felul de speculații aduse în mediul online, ba că nu ar fi eliminat nimeni, ba că ar pleca Giulia și tot felul de minciuni, vă spunem adevărul. Laurențiu este eliminat. Cu toții am crezut că acesta a prins simpatia celor de acasă și acesta va avea voturi destule încât să nu plece acasă, însă se pare că și cel care l-a salvat în trecut, adică Patrick, a reușit să contribuie la eliminarea lui. Patrick a tot încercat să îl denigreze săptămâna trecută și a reușit, Laurențiu va pleca acasă. Însă este și vina lui Laurențiu, deoarece acesta nu s-a implicat deloc în a vorbi în timpul conexiunilor, dar și faptul că fetele îl refuzau, nu le plăcea de el deloc. După mai bine de 3 cecuri câștigate de Patrick în 3 gale consecutive, în care Patrick a luat în total 3.000 de euro, se pare că un nou concurent a câștigat cecul. Favoritul din această gală este Robert. Nimeni nu se aștepta la una ca asta, sau nu ar fi crezut. Robert este pericolul numărul 1 al lui Patrick, deoarece acesta este noul favorit. Se pare că povestea în care Larisa l-a refuzat deoarece acesta are un copil l-a propulsat în top cel mai bun concurent al Casei Iubirii. Totuși, Larisa nu are nicio vină că nu îl dorește deoarece și Robert nu a fost sincer și a mințit-o de la bun început și a ascuns că are un copil. Larisa nu este obligată să continue ceva cu el, dar nici Larisa nu este ușă de biserică, așa că rămâne la aprecierea publicului cine merită să fie favorit sau favorită în galele care urmează. Patrick se pare că a pierdut teren din cauza apropierii de Larisa, acesta pierdând din susținătorii lui. Lasă un like și abonează-te pentru informații din spatele culiselor. Concurenta Larisa Groza de la Casa Iubirii a lansat amenințări pe Instagramul său la story.
frumoasă la chip, urâtă la suflet. Larisa de la Casa Iubirii, Valdehate în online. De ce este criticată frumoasa concurentă? Recent, Larisa Groza de la Casa Iubirii a publicat două fotografii pe Instagram în care apare machiată și aranjată, în semn de mulțumire pentru fata care s-a ocupat de machiajul concurentei. Alții spun că este falsă și că este păcat de frumusețea ei. Nu a durat mult, căci comentariile răutăcioase au și apărut. Oamenii o critică pe Larisa și spun că nu are caracter, că are un suflet urât și că a devenit răutăcioasă și invidioasă. Frumoasă la chip, urâtă la suflet, a comentat cineva, la fel ca tine, frustrat-o, a răspuns altcineva, încercând să-i ia apărarea Larisei, atenție! Au apărut în mediul online informații false la adresa mea. În următoarea perioadă îmi voi demonstra nevinovăția, iar cei ce m-au acuzat de așa ceva vor plăti scump pentru defăimarea imaginii mele. Promit, a fost mesajul postat de Larisa pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Story. Mâna și chipul parcă sunt ale unor două persoane diferite. Multe nivele de tencuială, decorativă maro. Mulți clipici pentru a adăuga valoare. La aerele de regina din emisiune, sunt Larisa Groza și îmi permit, caracterul valorează zero. Te-ai transformat rău. Îmi erai dragă, dar ai devenit răutăcioasă și invidioasă. Nu-ți stă bine, păcat, cea mai ordinară fată din casă, urâtă și căpoasă, femeie zero, falso, cred că-și dă singură comentarii la cât hate are acum, antipatică e fata asta de când a intrat din nou în casă, sunt comentariile răutăcioase pe care Larisa le-a primit la postarea făcută pe Instagram. Fanii Larisei au sărit în apărarea concurentei, cu toate că Larisa a întâmpinat multe comentarii răutăcioase, concurenta Casa Iubirii a ales să le ignore și să-și vadă de treaba ei. Cu toate acestea, fanii Larisei nu au lăsat lucrurile așa și au sărit în apărarea ei, lăsându-i comentarii frumoase de susținere, pe care Larisa le-a apreciat. Doamne că superbama ești, Lari, ești superbă, nu băga în seamă toate răutățile. Noi te iubim mult și te susținem, te iubim și te susținem în continuare. Ești perfectă frumoasa noastră, sunt doar câteva dintre comentariile frumoase pe care le-a primit Larisa. Cu toate acestea, reacțiile negative nu au întârziat să apară. Larisa este acum ținta criticii, oamenii afirmând că lipsește de caracter, că sufletul ei este întunecat și că a devenit o persoană răutăcioasă și invidioasă. Jador a fugit din Republica Dominicană. O războinică i-a furat inima manelistului, iar acesta a decis să fugă din competiție pentru a fi alături de ea. Mai mult, ar fi încălcat și alte reguli impuse prin intermediul contractului cu ProTV, artistul ar forma o relație cu Oana Ciocan, concurenta care a făcut parte din echipa războinicilor la Survivor 2022, cântărețul, care a câștigat popularitate prin participarea sa la Survivor România în 2021. A ajuns să ceară onorarii impresionante pentru aparițiile sale la evenimente. Astfel, Jador solicită între 7.000 și 8.000 de euro pentru a cânta la o nuntă, însoțit de trupa sa de instrumentiști. Această sumă a crescut semnificativ după succesul său la Survivor România. Scânteia dintre ei ar fi pornit chiar în urma unei vizite medicale. Mai mult decât atât, conform informațiilor, ar forma o relație de câteva luni. Înainte de plecarea în competiția Survivor, artistul i-ar fi propus tinerei să locuiască alături de el și mama sa, potrivit, îndrăgostit lulea de ea, manelistul ar fi negociat nu doar remunerația pentru aparițiile TV, ci și aducerea în competiție a tinerei de care este îndrăgostit. Pentru că dorința nu i-a fost îndeplinită, artistul a fugit din tabăra faimoșilor, aspect penalizat de producția emisiunii de la ProTV, în plus față de tariful standard, Jador cere sume mai mari pentru aparițiile sale în străinătate. În special în țări precum Germania. Pentru astfel de evenimente, onorariul său poate ajunge la peste 10.000 de euro, acoperind și costurile de călătorie și de cazare.
Se confirmă totul, cei din sezonul 3 au venit aici pentru controverse și ocupă un loc pe canapea degeaba, Larisa și Giulia atacă tot ce prinde în emisiune, doar stând pe canapeaua emisiunii și primind bani degeaba. Cosmin ca de obicei nu se poate lipi de o fată, deși sunt două cele care vor să-l cunoască, el este tot indecis ca în sezonul precedent. Patrick tot timpul merge către fetele care practic nu îl bagă în seamă sau nu se leagă nimic de cunoașterile care le vrea el, Robert nu.